Da, bună seara și bine ne reîntâlnim astăzi într-o zi de vineri. O periculoasă zi de vineri, aș putea spune, pentru că e riscant că suntem astăzi vineri 24. Atenție foarte mare. Este ca atunci când este vineri 13. S-au scris tomuri pe tema aceasta, de pe vineri 13. O să scrie de acum încolo, de bine sau de rău. Urmează să vedem cum va fi acest lucru. Și despre vineri 24. De ce vineri 24? Pentru că mâine este Marele Congres PNL, unde uh, vom alege, sau bine, vom alege pentru că am fost și noi toți implicați, dar va fi să fie echipa câștigătoare, fie echipa pierzătoare. Adică nimeni nu știe ce va fi acolo. De aceea este foarte important, citați cu ochii pe, uh, pe presă, pentru că vor transmite de acolo, de la congres. Eu, cel puțin, mă declar, după cum vedeți și pe aici și pe tricou, New York, Câțu! Fan, Câțu! Trăiască să câștige uh, echipa uh, câștigătoare, Câțu, pentru că doar așa putem continua cu niște uh, împliniri Uh, știți cum era pe vremea lui Ceaușescu, uh, s-a atins recolta la hectar uh, pe un an cât uh, alții în doi, ceva de genul. Era, uh, 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 era cum să... Uh, Cincinal în patru ani jumate. Ăsta era dughidău, mă, mă întrerupe. Mă întrerupe și nu pot să... Băi, eu din echipa câștigătoare, Radule. Eu nu-l din echipa lui, 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 Orban. Nu, 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 nu. Vezi, vezi că stai fondurile. Vezi că stai fondurile. Nu se poate așa ceva, asta e o blasfemie. Nu se poate să intri peste omul care e în echipa câștigătoare. Bine, te-am introdus și pe tine, din, 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 respect față de tine, pentru că ești membru ale acestei comunități România Comentează. Bine ai venit, Radu, e foarte multă lumină la tine. Bine te-am găsit, da, cu niște becuri aprinse. Cătălin, Chestia asta cu marea echipă câștigătoare care mâine o să aibă Congresul, mie mi se pare deja că bate spre neseriozitate, ca să zic așa. Avem o echipă câștigătoare, avem un câștigător, știm dinainte, câștigătorul amenință pe ceilalți că exclude din partid, suntem cu cuțitele pe masă, toată lumea amenință pe toată lumea. Este efectiv ocupat spațiul public de această gâlceavă între două tabere din PNL, care nu duce la absolut nimic. Adică nu ne, face, nu ne asigură nici creștere economică, nu ne asigură nici bani mai mulți în buzunar. Pandemia zburdă pe câmpiile patriei, după de pandemie, Cătălin, cum o să intre delegația 5.000 de delegații în sala de vot cu certificatul verde și cine o să le verifice certificatul verde? Portarul de la PNL? Ca am e. înțeles că nu, certificatele verzi n-au cum să le verifice, fiindcă nu au instrumentele necesare cei de la poliție ca să facă verificarea acestor certificate verzi. Așa deci, Mie mi, se pare, mie mi se pare că am ajuns într-un mod în care, într-o situație în care primul ministru vine cu diverse idei pe care le trăiește intens noaptea și, după aia, le pune în practică ziua. Uh, avem un primul ministru care uită că a fost prins în străinătate, prins de către poliție. Acum dă norme prin care introduce certificatul verde obligatoriu, dar nimeni nu poate să verifice acest certificat verde, fiindcă până una alta, barmanii nu au dreptul să facă așa ceva, iar poliția care are dreptul, chiar am ascultat comunicatul Europol, sindicatului din poliție, prietenii noștri care au spus, domnule, noi nu avem cum să-l verificăm fiindcă nu avem instrumentarul necesar. Deci, Prietenii tăi, poate. De vedere, Prietenii tăi, pentru prieten că ai eu sunt prieten cu Câțu și cine-i dușmanul lui Câțu este și dușmanul, e și dușmanul meu. Tău. Yes. Da, asistăm. Titlul nostru este că asistăm la o penalizare. Acum, întrebarea mea este dacă este penalizare sau penalizare. Fiindcă ce-am văzut eu în spațiu public seamănă mai mult cu o penalizare. Adică eu cred că electoratul, pe de-o parte, electoratul îi va penaliza în sensul că îi va trage de urechi la urne. Toate sondajele indică o scădere drastică a PNL-ului în uh, opțiunile electorale. Uh -huh. uh, iar pe de altă parte, cred că și sunt convins că uh, vom avea de-a face și cu niște penali în funcții publice, deja avem de-a face cu un penal în funcția de prim-ministru, care că îi place, că nu-i place, a fost penal în Statele Unite, exportat în România și e prim-ministru. Deci, Dezavuiesc eu că... profund ceea ce spui în acest moment, te rog frumos să ți retragi cuvintele, este prietenul meu și dincolo de toate câțu ne-a scos din marazmul acesta al pandemiei. Marazm pandemic. Așa e. A rezolvat tot, Cătălin, ne-a rezolvat complet ne-a rezolvat din toate punctele de vedere. Mai de una, era o, Mi se pare chiar Nelu Tătaru, a fost un ministru al sănătății, a anunțat că România poate să fie dată ca exemplu negativ, ca focar de infecție COVID. Eu am o întrebare, băieții ăștia veseli, câțu, toată trupa aia de la guvernare, pestriță de la guvernare. Eu, în afară de vaccinați-vă, 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 n-am văzut absolut nimic altceva decât îndemnuri la vaccinare. Eu, din câte știu, prevenția nu se face numai prin vaccinare, se poate face și prin alte măsuri. Care ar fi? Păi, purtăm mască, limităm întrunirile. Noi facem în, plină, în plin val 4-5 mii de delegați ai PNL-ului. Ei nu, nu au niciun fel de problemă, nu? Deci am făcut Antoldu, a explodat și la Antold. Păi, tu știi la fel de bine ca mine că rezultatele infectării se văd în șapte zile. Peste șapte zile cred că o să ajungem la 20.000 de infectări pe zi datorită băieților ăștia veseli care merg la, merg la congresul PNL. Adică să mă ierte Dumnezeu, chiar dacă vor avea toți certificatul verde. Asta nu înseamnă că certificatul verde îl pun pe gură și nu se mai infectează și pe nas. Adică... Infectarea va merge în continuare, se va produce această infectare, vom uh, asista cu plăcută surprindere că cresc, crește explosiv acest număr de infectări, dar noi ținem congresul PNL, adică penalizăm absolut tot ce putem în uh, virtutea faptului că pe toată lumea interesează lupta sterilă dintre uh, un, uh, un penal și un lăutar. Dar acum, adică... acum, pentru că tot vorbi, veni vorba de... Uh această situație, am putea vorbi despre grotescul uh, ei, pentru că, da. uh, pentru că uh, vedem foarte bine că dacă ei reușesc să facă uh, o adunare de 5.000 de oameni, pe baza uh, certificatelor V și pe baza vaccinării. Nu înțeleg de ce ar trebui uh, similar, să nu putem face uh, adunări sportive, să nu putem face uh, exact. tot felul exact. de chestii. Tot pe baza aceasta a vaccinării. Catalina. Acum știi cum, eu sunt eu sunt vaccinat, uh, mi-am făcut dozajul de uh, anticorpi. S-a luat doza. Da, am 600 de unități mai mult decât prevede legea acum mult. Este din, atenție, dozajul acesta, anticorpii sunt din vaccin, pentru că celelalte... Plus din de... infectarea care ai suferit-o. Nu, 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 aia a scăzut. Acolo vorbim da. de celule T, vorbim de alte uh, celule. Eu am acum acoperire pe vaccin ce am. O, o să, dacă cine dorește, pot să fac o poză și să o pun pe uh, așa. Deci, din punctul meu da. de vedere, din punctul meu de vedere. Uh, eu aș lăsa totul la liber și sunt mulți vocali care nu vor vaccin, este dreptul lor. Eu vreau să mă vaccinez și l-am întrebat pe doctorul Marinescu dacă e cazul să o fac și a zis că nu, nu este cazul, arătându-i buletinul de analize. Adică e nevoie să aveți și o responsabilitate față de această criză pandemică corect. Responsabilitatea față de criza pandemică se transpune și prin faptul că nu e necesar să ții un congres cu 5.000 de oameni, fiindcă tu știi la fel de bine ca mine și toată lumea știe un lucru foarte clar, că și persoanele vaccinate se pot infecta, fac o formă mai ușoară corect. și pot transmite. Dar ce și mă, interesează, adică... ce mă interesează pe da. mine cui transmit eu chestia asta, Radu? Scuză-mă că te întrerup, Pentru că dacă tu ești vaccinat și îl transmiți, ție ce să vezi? Tu nu faci, tu poți să scurgă curgă o zi. Corect, numai opțiunea de, de a te vaccina și a nu te vaccina este o opțiune personală permisă până acum de Constituție. Uh, libertatea e vorba de o libertate, nu de o obligație. Deci, uh, corect, corect. ținând cont de acest lucru. Uh, noi, avem, uh, noi avem un congres cu 5.000 de oameni Hai să zicem că toți cei 5.000 sunt vaccinați da. da. Păi acești 5.000 de oameni îi de ajuns să fie unul între ei Fiindcă se știe că tulpina Delta este extrem de infecțioasă Și s-a redus timpul de contact pentru infectare de la câteva minute la câteva secunde în acest moment Asta este caracteristica valului Delta de COVID delta. Uhum. Deci este de ajuns să stea câteva minute toți împreună în aceea sală să respire același aer care este infestat de către un purtător de COVID-19 și atunci penalizăm cu COVID toată, toată adunarea care această toată adunare este din toată țara. Adică avem, de exemplu, 200 de delegați, să zicem, de la Timiș. Da? Acești 200 de delegați se duc înapoi în Timișoara, în comunele aparținătoare și ia cum o să avem o creștere a gradului de infectare explozivă. Deci, eu consider că o formă de respect pe care acest mare partid PNL-ul, mare din punct de vedere al numărului, nu din punct de vedere al calității, ar trebui să o arate față de țară, să spună, domnilor, am decis să anulăm Congresul, facem un sistem de vot online, repede, repede, în două săptămâni l-am organizat, și atunci facem un sistem de validare a rezultatului votului online și cu asta am închis discuția. Deci nu poți să-ți permiți să, să fii atât de inconștient să aduci 5.000 de oameni din toată țara, care după aia, în toate, cele, toate județele și reședințele unde se vor duce, dacă se infectează, vor răspândi infecția, fiindcă n-au cum să demonstreze. Și nu au cum să îmi spună mie Că din cei 5.000 Nu va fi niciunul care e pozitiv Nu există așa ceva La gradul de infectare pe care îl avem în acest moment Deci vorbim de responsabilitate E O să avem COVID-19 PNL, tip PNL Care se va răspândi în toată țara Deci despre asta e vorba Și câțu ca întotdeauna Nu îl interesează decât propria persoană uh -huh. Știu că ești fan Nu îl da. interesează decât decât propria persoană și îl interesează să vadă ales în fruntea, în fruntea PNL-ului, că atunci o să facă el o revoluție majoră în PNL. Ceea ce pe mine mă uimește este și modalitatea în care înțelege el să, să se aleagă, adică el a început deja cu amenințările că lasă, că ajung eu PNL, că la la la, Orban e păcat să ieși așa din politică, păi stai un pic să ne înțelegem. Alegerea lui Câțu înseamnă încheierea carierei politice a lui Orban? Păi dacă aici uh, Orban a declarat că dacă el este. Da, demisionează. Dar de de la... de la... da, numai el, răm... el rămâne deputat PNL. Nu înseamnă că îi se termină cariera, că în Parlament nu croșetezi, adică ar trebui să nu croșetezi. În Parlament hmm. nu croșetezi, ci faci politică. Politica înseamnă să ridici mânuța la o lege, conform conștiinței și mandatului primit de electorat. Deci, din acest punct de vedere, eu nu cred că Câțu este cel în drept să spună că se termină cariera lui Orban. Chiar deloc nu poate să spună acest lucru. Și mi se pare, în, această, în acest anunț, mi se pare că -i, păcat că ei se termină în asemenea mod cariera, cum a spus domnul Câțu, mi se pare de fapt că se ascunde o amenințare. Adică, domnul Câțu se pregătește să-l execute scurt și la obiect pe Orban și să-l excludă din PNL. Asta este impresia mea. Și hai să vedem dacă săptămâna viitoare până la următoarea emisiune, România comentează. o să avem un uh, deputat independent numit Ludovic Orban, mm. care va fi frumos exclus din partid. Eu cred că spre asta se îndreaptă uh, viitoarea conducere a PNL-ului și îl va exclude din partid pe, pe Orban. Și așa, am asistat în ultimele zile acum la câteva la o trădare răsunătoare din tabăra lui Orban, uh, domnul Vela care de unde era mare susținător al lui Ludovic Orban, a sărit direct în brațele lui Cățu. E adevărat, e o diferență de înălțime între ei doi, nu cred că i-a sărit chiar în brațe. A sărit direct în bărcuța lui Lucățu și spunând că se regăsește. Deci, întrebarea mea pentru oamenii ăștia care schimbă taberele precum ciorapii este când au spus adevărul inițial când au ales tabăra lui Orban sau acum când au ales tabăra lui Cățu. Fiindcă oricât se spune că politica este o C, să zicem așa, să nu zicem continuarea, da. o ceva, nu cred că nu pot să schimbe această imagine, fiindcă politica e făcută din oameni. Dacă acele, acei oameni sunt cu moravuri ușoare, tot așa vom avea o politică de moravuri ușoare. De aceea, eu cred că PNL-ul este pe, pe trendul revenirii la puterea PDL-ului, care, dacă ne mai aducem aminte, a fost un partid portocaliu al domnului Petrov, al domnului Băsescu, Băsescu-Petrov, să-l denumim după ambele nume, care avea acel comportament că nu contează nimic în politică și că politica se face cu pumnul în gură. Cred că pnl va reveni la acel moment, că observăm o activare foarte puternică a tuturor uh, elementelor pedeliste din PNL, care vor prelua conducerea, eu cred, și vor orienta pnl spre ceea ce a fost PDL-ul. Fiindcă, de fapt, uh, această tăcere, să nu uităm că când au plecat de la guvernare în 2012, pdl era făcut să România, ei spuneau că au salvat-o, eu spun că au făcut-o praf. Sunt că au făcut sără praf România și atunci au trebuit să se ascundă undeva, fiindcă îi scuipa lumea pe stradă. Au găsit să se ascundă în PNL, au stat cu minți timp de 9 ani de zile și acum ies la iveală și vor prelua, vor prelua cu surle și trâmbițe prin Câțu, care Câțu este un neavenit în PNL. Este adus de mânuță de Alina Gorghiu și soțul dânsei și făcut senator la apelul bocancilor. Uh, și vor prelua frumos, frumos uh, acest uh, PNL și îl vor transforma în ceea ce și-au dorit întotdeauna, un partid care să se ocupe de îmbogățirile personale ale membrilor săi. Ce... Nu e, nimic, e foarte simplu. Și ce e rău asta? Nu e rău, e bine pentru ei care sunt acolo. Eu personal nu mă regăsesc într-un asemenea tip de politică și nu cred că sunt, este politica de care are nevoie România, politica aceasta pe care o face, pe care a făcut-o pdl și o va face PNL-ul de acum înainte. Dar, Cătălin, să spunem și marea surpriză, cum a fost învins campionul democrației din România, la el în partid, domnul Barna, care a fost mm. învins a fost învins de Cioloș la puncte. Nu cred. L-a făcut puțin knockout în prima rundă. Așa. Și, și l avem a rămas domnul domnul Barna pe locul 2. Acum cu 44% din voturi, Cioloș pe locul 1 cu 46. E adevărat e mică diferență, dar pentru mine a fost o surpriză în condițiile în care uh, Cioloș cu partidulețul lui nu reprezintă 46% din uh, adunătura de trotinetiști. Cum așa? Păi, Cioloș cu plusul nu sunt, au 46% din membrii USR, ca să zică că ei sunt forța motrice a acelei formațiuni politice de tristă amintire. Așa. Ei au mai puțin, ei au undeva pe la 20-30%, dar ia cătă că a ieșit Celorși pe primul loc. Pe mine mă distrează și e curios să văd care va fi continuarea. La, Cine prim va fi... la primul tur? La primul tur, dacă mai au un al doilea tur, fiindcă că n -a, într întrunit nimeni 50% plus 1, fiindcă există și un al treilea candidat. Așa este. Da, Dar... să vedem cum va înclina balanța cel de al treilea candidat. Păi și tu cum crezi că va înclina? Balanța? Eu cred că va ieși Barna în final. Știi tu? Eu așa zic. Eu n-am încredere. Că -a a, și Catalin, Barna. În definitiv, că e Barna că Cioloș partidul în ansamblu lui este vaisteaua lui. Adică e un partid care nu are nimic de a face cu valorile uh, României. Deci ei au propria lor linie cu LGTB-ul cu problemele lor. Cu vânzarea tot ce mai există în România, asta interesează pe ei, nu interesează altceva. Clientele apropie, sunt mai rău decât PSD-ul. Eu cred că tu ești rău în momentul Foarte ăsta. rău. Da. Eu, eu, așa cred. Eu cred că tu ești rău, e rău intenționat și eu nu sunt, nu sunt, de acord cu tine în ceea ce privește acest aspect, pentru că lucrul ăsta, până la urmă, mă doare, pentru că ei fac parte din partidul, era să zic, comunist român, din partidul care ne conduce, da, Eu am niște reminiscențe mai vechi cu partea cu, cu Partidul Comunist. Noi am trăit pe vremurile astea. Da, le-am prins din plin. Și de aceea am niște reminiscențe, și încă mă mai duc cu gândul acolo. Dar, știi, eu aș vrea. Adică, să... adică, când auzi de usr îți vine să spui pe nu? <laughs> când auzi de USR, USR viața mea e mă gândesc foarte clar la, la lucrurile astea. Eu m-aș bucura să câștige Cioloș. Ar fi, ar fi interesant. Eu aș, aș, fi curios să văd cum va evolua USR Plus. În orice caz, știi foarte bine, eu nu sunt un fan USR Plus. Nu avem, am complet alte valori decât adunătura de la USR Plus. Tu știi că eu sunt simpatizant USR Plus, mai ales... Da! Da, deci eu n-am nicio, nicio problemă în, în a ține cu, cu ei. <laughs> tu știi că... După cât bine ori făcut. Eu i-am votat. Da, știu, Cătălin, eu nu i-am votat, recunosc. Eu nu pot să votez... Uh ce e acolo, că mi se pare de domeniul științific o fantasticului e, e, E treaba ta, eu am știi, vot. știi care a fost satisfacția mea, Cătălin? Satisfacția mea a fost că la un an de când s-a ales primarul general al Capitalei, da. eu am făcut o predicție atunci, la mine în familie am făcut-o, ți-am făcut, ți spus-o și ție atunci, uhum. că Nicușor Dan nu va face absolut nimic la primăria Capitalei soția mea m-a contrazis, a zis, nu e adevărat. lasă dă-i și lui șansa, nu fi rău că știu că nu l-iubești. Zic: "Da, nu l-iubesc, e adevărat." Zice: "Da, eu totuși cred că va face ceva dacă va fi ales." E la un an, satisfacția mea a fost că a venit soția mea și mi-a spus: "Ai avut dreptate, nu va face nimic." Deci nu, eu și cred... apropo Cătălin, eu să cred că știi că seama... Să știi că emisiunea viitoare trebuie să -i o dedicăm, fiindcă 27 septembrie a trecut un an de când a fost ales să trecem în, 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 în revistă Marile Realizări. Poate, deci, că, poate că ar trebui să-l și invităm aici în emisiune. Eu l-aș invita cu drag, numai să zic că da. Că știi care e problema? Că-l că invităm sau că nu-l invităm ar fi același lucru, după cum tace la primăria capitalei. Cred că chiar dacă-l invităm, Uh, cred că o să tacă și în timpul emisiunii. Nu cred că o să spună absolut nimic, fiindcă dacă tu ai observat, de la primăria capitalei nu se mai aude absolut nimic de o grămadă de timp. Deci este o liniște mormântală, absolut mormântală. Eu aștept să văd, uh, în condițiile în care el a îmbunătățit 10% din infrastructura de termoficare, cât de rece va fi la iarnă în case. Fiindcă ceea ce poate nu știi este că uh, gazul pe care l-au contractat uh, toate uh, sistemele de producere a energiei, nu și cine produce energie electrică în București, l-au contractat deja la prețul mărit. Deci, care va fi rezultatul, Cătălin? Rezultatul palpabil al uh, creșterii prețului va fi că vom avea în casă tot frig, dar vom plăti o factură mai mare. Deci, undeva, dacă plăteai, undeva plăteai, hai să zicem, încălzirea la 200 de lei, acum au te apropii undeva de 600 de lei, poate și mai bine. Dar de fric va fi în continuare. Fric, țin să, să subliniez acest lucru, și o să vadă oamenii pe pielea lor când o să le vină factura de la gaz pentru de la energie termică care nu a fost livrată fiindcă o să funcționăm iarăși cu robinetele deschise pe un sfert ca nu cumva să crape țevile și să aibă cheltuieli niculșordan. Când o să le vină factura de curent electric de la nenea Câțu, care se codește să plafoneze prețurile deși în Europa prețurile au fost plafonate chiar având în vedere anul pandemic și având în vedere creșterea explozivă a prețului la uh, energie. În România însă se pare că totul este bine, totul este frumos, penalizăm în continuare și cu asta basta am terminat. Mai facem un împrumut, mai îl dăm pe consum, o să ajungem la un grad, cred că anul nu mai este mult și cred că luna, chiar luna asta, cred că depășim 50% din PIB ca și grad de îndatorare, deci s-a rezolvat totul. Avem voie până la 60%. Știu, deci Uh, știi cum îi uh, noroc că nu face câțu aceste statistici, și le face Banca Națională, și cât de cât în Banca Națională am încredere că reprezintă realitatea. Dacă le făcea câțu, cred că opera cu pixul și în, am fi fost încă 20 de ani de acum înainte sub 60% din PIB, deși suma totală a împrumuturilor ar crește. Deci, cam asta e uh, opinia mea despre, despre domnul Câțu că este de fapt un, un economist care. Nu justifică titlul de economist. Poate, poate e bun la contabilitate, dar în orice caz la conducerea țării este efectiv desperiat ceea ce face. Nu cred. Nu cred în asta. Eu cred că tu ești doar răutăcios. Lucru care da. uh, mi se pare că este uh, prea mult. Prea Da. Mult să știi cu câțu. Deci acum, Cătălin, Hai să o spunem și pe dreapta. Eu n-am mai văzut de mult nicio declarație economică de la domnul Câțu. Singurele declarații care le-am văzut au fost legată de Orban. Că Orban face, Orban drege, de ce face, de ce nu face, uite te ce face, chestii de genul ăsta. Adică, cred că, cred că eu, uite, ca să-ți fiu un ton cu tine, cred că domnul Câțu a rezolvat toate problemele României. Toate sunt rezolvate. Am rezolvat și problema veniturilor României pe termen scurt și lung. Am rezolvat și problema cu pandemia. S-a rezolvat. Am rezolvat și problemele cu criza guvernamentală. PNL-USR uh, se vor întoarce în glorie la guvernare după Congresul PNL. Apropo, ai observat că domnul Câțu este foarte curtenitor mai nou cu, cu USR Plus, chiar el, mi se pare, a dat o declarație că el s-a înțeles foarte bine cu domnul Ghinea și că îl felicită pentru succesul PNRR-ului. Care succes? Eu n-am văzut. Tu ai, ai auzit ceva? A comunicat ceva Comisia Europeană că primim PNRR-ul? Eu n-am auzit nimic, dar ei se felicită deja între ei că au primit bani din PNRR și nu știu deja cum să-i cheltuiască. E pielea ursului din pădure. Uh, da, eu am auzit... Uh... Uh, cum îi zice, că au primit banii, i-au primit în sacoșe. Uh, și au fugit pe. Că... ei. Nu, nu, nu. Am înțeles că sunt în carantină la Curtici, banii. am înțeles. Uh, ca nu cumva să... În sacoșa de rafie, nu? Da. Ca să precizăm. Da, păi au vrut să fie pe... Uh, să fie pe tradițional, așa. Corect. Cărăbida de bani. Da, 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 da. Deci nu are... Domnul... Oare lor chema pe, pe Adi Minune să numere? Că parcă el cânta fără număr, fără număr. Da, da, el știe doar 100.000, știi cum era, ca în BD. 100 ție, da. 102.000 și tot așa. <laughs> uh... Ar trebui, ar trebui să-i facem cadou un clip cu chestia asta la domnul Cățu, ca să înțeleagă cum se face numărătoarea. Păi și vrei să-i facem? Trebuie, ar trebui să-i, să, în loc de demrădulescu să-l punem pe Câțu și în loc de Puiu Călinescu să-l punem pe, pe Ghinea. Mamă ce bine ar fi, tu l dai seama? Păi nu, sau pe Barna, că ar fi mai frumos, mutra da. aia Da, da, da e... sută mie, una, două la mine. Este, da. este extraordinar. Dar uite, eu totuși n-aș vrea să trecem peste chestia asta cu PNL-alea de mâine și cu lucrurile da, care se vor corect. întâmpla acolo. Nu de altceva, dar după cum îți spuneam, mie îmi place. Deci eu vreau să se țină, dar vreau să se țină cont și de faptul că și noi, ceilalți, avem drepturi la fel ca și ei. Și atunci Correct. să ne lase și pe noi, să ne vedem de treburi, noi ăștia vaccinați, să putem intra fără mască, să intrăm, să putem face lucruri. Adică mi se pare nefiresc dacă eu sunt responsabil și uite, mă duc, îmi fac, mă testez, dacă am anticor, dar mie, mie da. sincer, Radu, tu știi că eu am trecut printr-o formă destul de urâtă. Știu, foarte severă. Așa, foarte severă nu, dar severă să nu zic gravă, că n-am fost. Cătălina, rău. ai stat, a stat cu masca. Două săptămâni, două săptămâni, n-am stat cu masca, am fost aproape de stat cu masca, am avut-o acasă masca, e adevărat, că mi-am cumpărat un tub de oxigen și am avut așa, dar în spital nu, era, scădea e adevărat partea aceasta de oxigen saturația de oxigen, dar n-am avut nevoie, am făcut. E adevărat, urcam o scară, două, hă, 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 nu mai puteam, venea să leșin. Deci, credem că am, te trecut, te am, cred. trec, am trecut prin niște clipe groaznice. M-am vaccinat, am ascultat sfatul medicului, uh, m-am dus, m-am vaccinat, mi-am luat înainte de, de doza a treia, mi-am luat, uh, uh, mi-am făcut anti, dozajul de anticorpi. An analizele. Analizele, tot să ajute anticorp. E simplu, te înțeapă un pic în mână, în fine. Uh, nu e o problemă. Dar ideea este, aș vrea ca toți ceilalți să fie responsabili și dacă tot nu vor să se vaccineze, ok, nu vreți să vă vaccinați, nu vă vaccinați. Dar nu țipați la ceilalți, vorbesc cu cei Corect. care, așa, să nu țipe la cei. Eu nu îi oblig să se vaccineze, Doamne, ferește. Cătălim. Asta este, asta este o opțiune a fiecăruia, dacă dorește sau nu dorește să se vaccineze. Corect. Opțiunea, corect. Nu, însă, tre nu trebuie exacerbată această opțiune, nici de o parte, nici de alta. Adică, cei care nu se vaccinează nu au ce să comenteze la cei care se, vaccine, se va vaccinează, nu au ce da. să le reproșeze. las o să vezi tu. Nu, domnule, este opțiunea personală. De asemenea, nici cei care se vaccinează. Nu trebuie să spună absolut nimic despre opțiunea celor care nu se vaccinează. E adevărat, fiecare privește din punctul său de vedere acest lucru. O să, vedem, o să vedem însă ce măsuri va lua câțu. Câțu a și anunțat că el se gândește serios să impună vaccinarea ca o obligație. Nu cred că este o variantă și nu cred că poate să facă așa în pofida prevederilor constituționale foarte clare care garantează libertatea și anumite libertăți cetățenești. Da, eu ce să spun. Dar revenim, hai la penalizare. Hai la, hai la penalizare, marea penalizare e aici. Noi suntem dincolo. Eu sper să iasă cine trebuie și cine trebuie să facă, uh, bine, să aducă să alea de bani, pentru că. Până rafile, rafile cu bani. Ra, nu rafila, ai zis rafila? <coughs> nu nu, rafile. Ai. Rafiile, la plural, rafie rafiile. Rafie rafiile. Nu, nu. Raffie deci raffie să vină e... cu săculețul, cu bani și să-i să, să, să vedem în acțiune. Dar, uh, Cătălin, hai să vedem în primul rând. Eu vreau să văd, nu din gura lucrățu, că din gura lucrățu ies tot felul de chestii. Uh, eu aș vrea să văd de la Comisia Europeană, să. Uh, Comisia US să anunțe frumos, domnule, bravo România! La a patra încercare ați reușit cu PNRR-ul. L-am -am dat pe la bun, adică l-am scris pe la bun, asta după ce eu chemat pe Câțu și pe toată gașca la Bruxelles să le arate cum se scrie. Deci eu asta aștept să văd că avem confirmarea PNRR-ului că România, da, într-adevăr a primit banii și cât a primit. Fiindcă eu cred că este știi... com complet Eu cred că ei știu ce să scrie și cum să scrie, doar că au pus numele ca, ca beneficiar, numele nepotri, nepotrivite. <laughs> Ei, în loc să scrie România, au scris Vasile Florin Câțu, nu? <laughs> și nu e <le -i> beneficiarul. <laughs> Vasile Florin Câțu, Ghinea, Etuc, <laughs> Barna. Și păi, atunci am rezolvat problema. Nu e el uh, uh, prim-ministru României? Corect, corect. El dă cu pixul și în parte. Apropo, știi că la rectificarea bugetară care a făcut-o fără USR Plus, și a atribuit că primul ministru are un fond de rezervă la dispoziția primului ministru, de unde de decide cu propria semnătură ce face cu bănuții din acest fond. Și știi că da. și-a mărit de nu știu câte ori fondul ăsta, undeva de 3-4 ori la, l-a majorat ca sumă, deci ca să poată să împartă sinecurile în perspectiva penalizării, fiindcă doar în perspectiva asta. Uh, s-a dorit și Angel Saliniu și toate astea, ca să își mențină guvernul pe linia de plutire cu un ajutor din partea PSD-ului care, după cum vedem, este numai gura de el amenință din băncile opoziției de fapt nu din băncile opoziției ascuns după băncile opo opoziției că va depune o moțiune de cenzură. Eu nu cred nici în chestia asta ba că da. PSD-ul depune moțiune. Eu cred că PSD-ul va depune o moțiune de, de, de cenzură împotriva de pro ce am zis eu de o moțiune de ce anume? De centură am zis. Nu? De prostie. De cenzură. De centură. De care vrei, <laughs> dar nu va. Da. Deci nu va... Deci va de, PSD-ul în ultimele... Hai să vedem câte... Cred că penultima moțiune lași. a depus împotriva lui. Domnule deci cred a, că, domnule avocat, permiteți-mi să iau cuvântul. Mă, mă blocați la, 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 la bara judecății în fața națiunii. Judec la bară fixă la bară fixă verticală. Deci dacă, dacă, dacă PSD-ul va depune vreo moțiune, va depune ia să vedem că ne-a căzut nu ne-a căzut, ci ia să vedem. Gata, a intrat. În fine, a fugit imaginea de la tine. A fugit la PSD. Aole, a fugit a fugi. la PS... a fugit în opoziție. Da. ideea, ideea este că uh, PSD-ul va depune moțiune de centură, uh, atenție, uh, împotriva, de centură. Da, împotriva propriului prim-ministru. Yeah! <laughs> <Corect>. <laughs> au experiență, dar încă nu și <laughs> -au... S-au rodat, s-au rodat în tipul de moțiune. Da, da, și da. când își vor da seama că, de fapt, primul ministru nu este de la ei, vor renunța să depună moțiunea. Păi nu e corect. Au mai făcut ei, au, au înregistrat-o și după aia au retras -o. Păi nu-i corect. Nu-i corect. Păi, da. Asta. Au băut Să preot... Nu știi că s-a... Să Liniște. Da. Ciolacu cu ălălaltul, cum îl cheamă, care a fost primit... Grindeanu. Grindeanu, da, jos prim-ministru da jos de propriul guvern, de propriul parlament și colegi, s-au dus și au băut adălmașul la, la, mare. Da, 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 am văzut. Ai văzut? Au băut, da. dar nu, au băut degeaba, pentru că n-au mai făcut nimic. Nu s-au înțeles asupra păi, datei. Da ei au cinstit deci, o Au dat ei? prietenește noroc unul cu altul, au înjurat uh, pe buzele uh, lor uh, scumpe, uh, date cu alcool, uh, l-au înjurat pe câțu, după care, la revedere. Au plecat acasă. Păi da. <laughs> da, eu cred că ei au scris moțiunea. Numai nu se hotărăsc ce nume să pună. Să pună ori pe Grindeanu, ori pe Tudose să-l pună. Fiindcă ei sunt obișnuiți să scrie moțiunea pe numele unui membru PSD. Da. Și atunci eu cred că ei asta-și doresc, ca să aibă o moțiune pe care să fie pe numele lor. Da. Adică ce să ne încurcăm? Noi, în opoziție, facem o moțiune tot împotriva noastră. Păi așteaptă să, să vină la guvernare, eu așa zic, păi, pentru că e nu, cel mai atunci... corect. Nu se pun rău cu nimeni. Nici cu PNL-ul, nici cu SRE-ul, nici cu DMR-ul, nici cu AUR. Ei nici cu Iohannis. Si... Ei, se... ei își dau singuri guvernul jos. PSD-ul... Da. E... da. PSD ei, acum, sincer, Cătălin, de ce să dea ei guvernul PNL-ului jos? Au ei ceva de lucru cu PNL-ul? Păi, nu. -au deci să-și dea propriu fiecare, să-și dea propriul lui guvern jos. Să-și facă curată în, o... să curat în o gradă, i Păi Doamne, nu... iartă-mă, păi doar nu o să iați eu să le dau zăpada la o parte din, din curte. Corect. Și atunci PSD-ul a hotărât că își va da jos de acum înainte numai propriul guvern. Și în plus de al, de, de, de asta, uh, acum, uh, sincer vorbind, uh, în momentul în care ai la tine culoarea roșie, nu prea suport spaia albastră și nu o vezi. Galbenă păi construie. Și atunci ei nu, nu reacționează cromatic. Uh, adică, vizual, nu reacționează, uh, auditiv. Uh, ei merg după. Ei sunt și mai apropiați de popor, adică de manele, de lăutari, și merg mai pe Mer lăuta... Merg mai lăutărește, așa cu politica. Da, corect, așa. după ureche. După... după ureche. Exact după ureche. Uite, și pentru că noi am ajuns la finalul acestei zile, când uh, să lăsăm vocea uh, poporenilor uh, să vorbească. Și să se facă auzite. Eu, eu, eu propun uh, să închidem această emisiune de vineri uh, pentru a putea lăsa vocea, cum spuneam, uh, poporenilor galben albăstrui să vorbească și să-și aleagă echipa câștigătoare. Ești de acord? De acord cu tine. Nu putem să intervenim noi și să-i deranjăm de la penalizare. Păi, Radu, până aici. Până aici, corect. Până aici, încă o dată, stați un pic să mă vedeți. Uh, uh, -a -a, microfonul mi-e New York, da? Stați așa să ridică New York aici, se vede. Sunt uh, fanul câț lui Câțu uh, până la capăt. Fanul Câțului. Și uh, pelerina e în spate, eu sunt ajutor de Superman. Corect. Nu se poate, Superman e la putere. Eu doar sunt aici cu tine, încercând să fac o poziție gândirii tale uh, distructive. Absolut, absolut. E nefiresc ce se întâmplă cu tine. Mă mir. mă mir că mai pot îngădui prezența și vocea ta aici. Dar ai grijă, trebuie tre să tre 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 te bag în ședință. Da, critic, critic partidul, Cătălin. Critic partidul. Te rog mult de tot. Puțină decență. Uh, corect. Intrăm, intrăm vito aici și intrăm în ședință. Îți promit, nu scapi. Neapărat. Trebuie să te scoți. Neapărat. Să te am și pe am tine deviații pe de la linia partidului. Corect. Ai mă trațe pe creier. Eu sunt spălat pe creier. Da? Ia uite am ce ceva și... păi. Bine, sper ca cei de acasă să înțeleagă că Uh, această emisiune a fost un pamflet și a fost de fapt uh, un umor negru și că noi doi ne permitem uh, ca între prieteni să facem mișto unul de altul în primul rând, nu ne permitem de ceilalți dar unul de altul putem face acest lucru și uh, asta este uh, Radu, sper să nu-mi tai din salariu pentru cuvintele urâte pe da. care le-am adresat nu? te rog mult de tot sunt, uh, sunt în lacrimi bine Uh, echipa câștigătoare de la Pub Life salută echipa câștigătoare de la PNL. Ești de acord? De acord cu tine, mă alătur într un totul urării. Mă, mă bucur de lucrul acesta, stai un pic să dau uh, imaginea și pe tine, să te mai vadă și pe tine oamenii că prea e stat în umbră. Da. Toată emisiunea. Bine, îți mulțumesc Radu, pe săptămâna viitoare, ai grijă de tine și fie să câștige cine trebuie echipa câștigătoare, te rog. Doar aia, atât. Doar atât. Seară bună tuturor. Și dacă echipa câștigătoare va câștiga, normal că vor ieși cu Botox la... la înțeles. La, la, Botox, la Bot. Știu ei ce, ce spun. Vorbim data viitoare. Seară bună tuturor. Seară bună. La revedere.